Gala superlativelor, eveniment organizat de Primăria Municipiului Slatina cu ocazia împlinirii a 655 de ani de atestare documentară a orașului, a fost și despre instituțiile publice din județul Olt. Consiliul Județean, Prefectura, Inspectoratul Școlar, Poliția, Jandarmeria și Pompierii au fost premiate pentru contribuția lor la dezvoltarea și modernizarea județului, la menținerea ordinii și liniștii publice și pentru asigurarea unui învățământ de calitate oferit copiilor. Primarul Slatinei, Emil Moț, le-a mulțumit șefilor acestor instituții și le-a oferit distincții. Consiliul Județean Olt, pentru permanenta preocupare în atragerea resurselor financiare europene în scopul creșterii calității vieții traficului rutier și siguranței urbane pentru proiectele implementate de municipiul Slatina. Amintim aici investiția alocată dezvoltării și modernizării secțiilor Spitalului Județean de Urgență Slatina. Consiliul Județean Olt este reprezentat de domnul președinte Marius Oprescu. Aplauze! Ca de fiecare dată, Primăria Slatina și Consiliul Local reușesc să ducă mai departe tradiția sărbătoririi atestării documentare a orașului nostru. Vreau să le urez și eu slătinenilor să trăiască într-un oraș mai bun, mai dezvoltat, mai prosper, de acum înainte, mulți ani. La mulți ani, slătineni! Doresc să felicit Primăria Slatina și Consiliul Local Slatina pentru această gala superlativelor și să doresc la mulți ani slătinenilor și de fiecare dată să aveți încredere că tot ceea ce facem noi ca instituția prefectului încercăm să ajutăm în continuare Primăria Municipiului Slatina. Vă mulțumesc frumos! Domn primar, este o onoare pentru mine să fiu între atât de multe personalități. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Este prima oară când particip la gala laureaților. Să sper că nu e și ultima dată. Să sperăm. Asta îmi doresc. Eu sper ca împreună cu Primăria Slatina și Consiliul Județean Olt să contribuim la asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în tot județul Olt și cu atât mai mult în municipiul Slatina. Vă mulțumesc încă o dată, la mulți ani. Mulțumesc Consiliului Local, mulțumesc Primăriei Slatina, mulțumesc tuturor colaboratorilor. Este o recunoaștere a muncii în echipă, a efortului colegilor mei și această onoare ne obligă și ne responsabilizează. În aceea ne-a oferit un serviciu public de calitate în ceea ce privește ordinea siguranța publică. Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru aprecierile dumneavoastră în numele meu, al colegilor. De asemenea, vă asigurăm de același mod în care sunteți obișnuiți să tratăm lucrurile din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență. La mulți ani, Slatina! Domnule primar, domnule președinte al Consiliului Județean, vă mulțumesc în numele instituției pe care o reprezint pentru faptul că întotdeauna ați considerat învățământul o prioritate și lucrul acesta se vede cu ochiul liber. Vă mulțumim pentru sprijinul pe care ni-l acordați. Vă mulțumim pentru această diplomă care ne onorează și ne responsabilizează ca împreună cu copiii noștri să depunem cât mai multe eforturi pentru realizarea unor obiective și unor rezultate cât mai bune. Succes tuturor! Mulțumesc! Reprezentanții instituțiilor publice au spus că vor continua să-și facă datoria cu același profesionalism pentru ca întreaga comunitate să se dezvolte frumos, în liniște și siguranță, iar problemele cetățenilor județului vor rămâne întotdeauna o prioritate pentru aceste instituții publice.